ăsta sunt eu, care doar ce mi-am început o nouă lume de hardcore. Și din câte se poate vedea după casa mea, sunt extrem de pro player. Da, nici eu nu mă cred când zic asta. Dar oricum, astăzi vreau să fac cea mai mare fermă de melon din Minecraft hardcore. Dar pentru asta o să mai am nevoie de câteva lucruri, cum ar fi o fermă de iron și o topitorie. Iar tocmai apoi o să mă apuc de ferma de pepeni. Pentru început o să mă apuc să fac ferma de... Adică voiam să zic, o să mă duc să fac rost de niște iteme. Tocmai am găsit un cave, dar sincer n-am nicio idee cum aș putea să supraviețuiesc. Cred că a venit momentul să facem rost de puțin iron. Wow! Nici măcar n-am auzit creeper-ul când a venit. Cred că lava asta o să ne ajute puțin mai târziu. Ce vede ochișorul meu acolo? O, da, sigur, un zombie care vine amenințător cu o lopată spre mine. Hai că diamantele astea chiar o să ne ajute. Sunt doar două. Cred că pe moment o să ne ajungă itemele astea. Acum o să vreau să stau să fac o fermă automată de cobblestone. Nu de altceva, dar să fim serioși. Cine credeți că o să stea să mineze atâta după blocurile alea de construcție? Bun, o să încep făcându-i un funduleț. Toată sinceritatea vă zic, n-am nicio idee ce fac aici, ok? Sper doar să iasă ceva. Iar acum, după calculele mele matematice, dacă pun aici niște hopere care o să dea în acel cufăr și pun aici lava, ar trebui să înceapă să se creeze stone. Iar acum, ca să nu se facă prea multă apă, o să pun aici un semn. Și acum, dacă eu unul stau aici și minez, ar trebui să se facă aici cobblestone. Nici măcar nu vreau să știu cât am stat aici. Bun, hai să ieșim de aici. Opa, ce acolo? Este un semn pe care scrie să dați subscribe și like. Creeper-ul! Nu, că numai la mine se pot întâmpla de astea. Dar hai să vedem cât cobblestone am făcut. Wow, e chiar bine. Acum ar trebui să ne apucăm de ferma de iron. O să vreau să fac ferma asta de iron exact aici. Așa că o să încep de aici. Deci... baza va fi 5x5. De aici trebuie să mă ridic 10 blocuri în sus. Băieți, cred că imediat o să stric după mami. Ok, bine, mă duc să fac rost de lemn. Nu de altceva, dar o să avem nevoie de foarte multe hopere și de foarte multe cufere. Sper că mi-ajunge lemnul ăsta. Am făcut rost și de o găleată cu lapă pentru că știam că o să am nevoie. Ce amenințător se uită piligeria aia spre mine. Cred că e timpul să fac ceva. O, da. Pentru început o să pun aici 4 chesturi, care o să vreau să fie double chesturi. Iar acum, după calculele mele, o să am nevoie de 12 hopere, pe care o să trebuiască să le pun așa. Iar acum o să trebuiască să acopăr toată suprafața asta cu hopere. Da, am calculat greșit cu un hopper. Acum am avut aici niște semn la prăjit, doar ca să avem și noi niște sticlă, pentru că totuși vreau să arate destul de decent. Bun, așa că hai să umplu aici cu sticlă. Pe lângă faptul că am făcut câteva scaffolding-uri ca să pot să urc mai ușor, am făcut și câteva semne ca să le pun aici. Trebuie puse exact în mijloc. Iar acum o să trebuiască să pun lava. Acum doar trebuie să astup pereții. Iar sus de tot trebuie să punem niște scări. Acum trebuie să extindem fiecare parte cu câte 7 blocuri. Iar acum o să trebuiască să pun scări și să mai extind cu încă 7 blocuri. Acum o să trebuiască să înconjur toată ferma cu pereți. Acum că am făcut un rând de pereți, trebuie să mai fac încă unul. Acum o să trebuiască să pun apă pe aici. Ca idee, dacă vreți să reproduceți ferma pe care o fac acum, trebuie să puneți apă și în scări. Acum că am terminat de pus apă, o să trebuiască să facem chestia unde vine partea automată. Acum vine partea mea preferată, trebuie să facem platforme la villageri. O să fie 15x5. Acum că am construit platforma asta, o să trebuiască să punem slab-uri peste tot, că ăsta o să fie tavanul și totuși nu cred că vrem să se spawneze ceva peste ei. O să trebuiască să mergem 4 blocuri în jos, 1, 2, 3... 4. Acum o să pun paturile în direcția opusă de mijlocul fermei. O să trebuiască să fac pereții. O să le pun și lor niște torțe pe aici doar ca să aibă și ei puțină lumină și hai să le punem și niște glass. Acum că le-am terminat cămeruța, partea amuzantă va fi să băgăm villagerii aici. El e Marcel, are 26 de ani și lucrează ca fermier. Dar astăzi a venit un tip suspect
Tocmai se ascunde de mine. Ok, bun, hai că l-am luat în barcă și hai să mergem. Sper că înțelegi că asta e pentru o cauză specială. Uite mă, Marcele, asta e noua ta casă. Ești pregătit? Uite, hai de jos, intră acolo, în Minecraft. Bun, și acum o să trebuiască să-l urc. Acum e treabă de bărbat adevărat. Unu, gata, mai am încă 11. Da, Maricico, chiar îmi pare rău că te-am despărțit de Marcel. Totuși, vezi că am o treabă cu tine. Bun, deci fii atentă, o să pun asta aici. Acum treci în el. Bă, tu unde crezi că fugi? Treci acolo. What? Se duce singur la pat. Lol, asta chiar e interesant. Oricum, ăsta a fost ultimul villager. Acum o să trebuiască să iau toate railurile astea și să trag un pui de somn. Acum o să vreau să merg puțin la explorat pentru că o să am nevoie de mai multe chestii, chiar să ajung și Nether. Adică o să avem nevoie de quartz pentru ferma asta. Chiar și de gold. What? Ok, băieți, tocmai am găsit un portal. O să iau blocul ăsta de gol de aici. Cred că nu se supără nimeni dacă iau colțișorul ăsta și aprind portalul, nu? Ok, bun, perfect, hai Nether. Și totuși, ceea ce mă miră e că e super aproape de casă. Ok, asta nu-mi place cum sună. Oricum, o să mă apuc de aici să iau niște quartz, pentru că chiar o să avem nevoie de ceva quartz. Sper că mi-ajunge de ce am făcut rost acum. Și că nu o să trebuiască să mai vizitez Nether-ul prea curând. Acum, explorarea noastră, din păcate, nu s-a încheiat pentru că încă avem nevoie de un name tag. Ok, tocmai am găsit un băiam de deșert, ceea ce înseamnă că e o șansă să găsim și noi o piramidă. Mamă, ce coral frumoși! Ăștia chiar o să mă ajute pentru fermele mele viitoare. Și uite acolo o fântână! What? Și o piramidă exact în stânga! Ok, sper că găsim un name tag. Un diamant foarte bun, dar din păcate, cum cu toții știm, nu putem să găsim name tag-uri în piramide. Așa că o să încerc pur și simplu să găsesc un mineshaft. Doamne, cât a cave-ul. Am doar o șansă. L-am făcut. Pentru asta chiar trebuie să lăsați un like. Well, dacă tot sunt aici, nu strică dacă mai fac și eu rost de câteva diamante. Nu știu de voi, dar efectiv am început să urăsc cave-urile astea mici. What? Asta e un spawner. O să încerc să lutez spawnerul ăsta. Name tag, perfect. Bun, acum doar o să fug, pentru că n-am pic de armură pe mine. Și acum, hai înapoi acasă. Vedeți, nu-i de bine ceea ce se întâmplă. Tocmai am ajuns și eu înapoi acasă și m-am bătut cu niște pilligeri. Se pare că începe raidul. Nu înțeleg de unde vine raidul. Pare că de acolo. Hai că se atacă între ei. Și ultimul aici. Ok, cum ar trebui eu să bat așa ceva? Am nicio idee cum ar trebui să bat așa ceva. Mi s-a dus în țar cu coi. Păi, presupun că așa o să-l batem până la urmă. Hei, salut. Nu o să mă atacați, nu-i așa? Deja nu mai vreau să mă mai bat cu ei. Poate să spargă frunzele. Presupun că el va fi cel care mă va salva. Haide, du-te, du-te, bate-l, bravo, bate-l, te rog. Păi, înainte o să-mi fac și o armură. Mamă, cât sunt... What? Un totem of undying? Efectiv, nu-l găsesc pe ultimul. Bine, sper că e ultimul. N-am nicio idee unde a fost ultimul, dar și că am câștigat raidul. Sunteți datori, ați auzit? Acum hai să ne continuăm ferma. Tot ce trebuie să mai fac aici e decât niște powdere trail-uri. Și cu astea fiind gata, acum putem să terminăm ferma de iron. Iar ferma asta este pe bază de minecart. Ceea ce înseamnă că o să trebuiască să facem o platformă aici, pe unde să se plimbe minecartul. Acum că am făcut platforma, o să trebuiască să fac aici ceva de genul 3 cu încă 2 și o să trebuiască să fac asta în fiecare parte. S-a supărat vreun villager dacă m-ai culcat și eu puțin în patul lui? Nu cred. Acum o să trebuiască oarecum să fac o platformă pe dedesubt, ceva de genul ăsta. Acum o să trebuiască să spar blocul ăsta și să pun o torță de redstone aici. Trebuie să punem redstone aici și aici și acum punem 3 comparatoare așa și 3 în cealaltă parte. Și acum trebuie să fac la fel pentru fiecare parte. Acum o să trebuiască să punem railurile așa. Aici o să trească să pun powdered rail-uri și o să trească să merg până în colț. Unde o să pun un lever, iar aici ca să putem să cotim, o să pun un rail normal. Și acum o să trebuiască să fac asta pentru fiecare parte. Iar acum hai să verificăm dacă e bine. În teorie ar trebui să se oprească minecart-ul acolo. Hai să vedem. Se oprește, aici ar trebui să fie un zombie, sperie villagerii, face un iron golem și apoi în câteva secunde ar trebui să plece.
E perfect, mă băieți. Acum, pentru că totuși nu vreau să moară zombiul din cauza luminii, o să trebuiască să pun niște slaburi pe sus, peste tot. Și dacă tot a venit noaptea, haide să punem și zombiul în funcțiune. Și pentru că n-am nicio idee de nume special, o să-i pun numele zombie. Ok, am nevoie decât de un zombie, ok, domnule Spider? Bun, hai să-l facem să urce aici. Am zis decât unul, acum vin 10. Urcă-te, mă! Pare că asta o să fie puțin mai greu decât pare. Îl vreau pe ăla cu armură de gold. 3, 2... S-a aruncat singur în apă. Ok, tocmai l-am pus în minecart și acum trebuie să-l împingem. Și tocmai a intrat în fermă. Iar acum o să spar toată asta de aici. Singura problemă pe care o văd e pur și simplu că se duce invers. Oh, stop. Du-te în cealaltă direcție. Așa, bravo. Și s-a oprit acolo, perfect. Acum o să sperie villagerii și ar trebui să se spawneze un iron golem. Merge, perfect. Băieți, tocmai acum realizez că am uitat să-i pun name tag-ul la zombie. Sper doar că nu s-a despawnat. Bun, gata, perfect. Deci am stat undeva 15-20 de minute AFK și hai să vedem cât aer n-am făcut. Aproape 8 stack-uri. Ferma asta e genială. Acum că am terminat ferma de aer, trebuie să ne apucăm de topitorie. Hai să punem cartea asta cu Seal Touch pe pickaxe. Iar acum vreau să mergem puțin la explorat pentru că vreau să facem rost de niște corali și o să vreau să găsesc și niște slime-uri pentru că o să am nevoie pentru ferma asta. Am întors la piramidă unde știu că exact pe aici sunt niște corali. O să am nevoie de câțiva. Răspund că momentan o să-mi ajungă coralii ăștia. Ok, și tocmai văd acolo un portal. Dacă hai să mergem să-l lutăm. Da, nimic interesant. Acum trebuie să găsesc o mlașchină. Sincer să fiu, n-am nicio idee ce e biomul ăsta. Asta e biomul ăla nou din Minecraft, nu? Care a venit acum în ultima versiune. Ok, tocmai am găsit o mlașchină. Iar acum trebuie decât să aștept noaptea. Până atunci o să mai iau și eu puțin lemn. Din câte știu, copacii ăștia sunt ceva special, deoarece sub ei s-ar afla ceva. Ok, tocmai văd acolo o căsuță de uici. Din câte știu, nu e nimica special aici, nu? Decât o pisică neagră și un uici care vrea să mă omoare. Ok, ăla e primul slime pe care îl văd. O să am nevoie de câteva blocuri bune, ce-i drept. Deci din primul slime am făcut rost de 7 slime boluri. Eu nu plec de aici până nu fac rost de 3 stack-uri de slime boluri. Ce slime micuț, ce trist ar fi dacă aș face asta. Asta cred că e ultimul slime pe care îl mai omor. Cât am fost aici am făcut rost de numai 4 stack-uri de slime boluri și câteva stack-uri de lemn. Acum cred că ar fi cazul să merg acasă. Deci hai să vedem dacă merge ceea ce vreau eu să fac. În teorie ar trebui să pun un piston aici, 2 slime blocuri, să-l spar pe ăsta de aici și acum ar trebui să pun cumva un observer cu fața spre blocul ăsta. Ok, acum nu mai pot să mai sparg blocul ăla. Asta înseamnă că o să pun un lever aici ca să opresc toată asta. Iar acum, după calculele mele matematice, dacă eu pun aici un carpet și dau drumul, avem fermă infinită de carpeturi, ceea ce putem să folosim ca să prăjim lucruri. Așa că o să fac aici un perete. Vreau cumva să vină totul într-un singur punct. Așa că o să fac ceva de genul. Iar acum, după ce am pus apa asta aici, dacă eu îi dau drumul la aparat, ar trebui ca totul să se acumuleze într-un singur punct, mai exact acolo. Asta nu trebuia să fie în plan. Atunci doar o să mai pun aici un rând de cobblestone. Mai mă băieți, gata, e perfect. Acum o să vreau să fac o mică cămeruță aici, așa că hai să-i dăm drumul. Well, ia pe aici. O să vreau să pot accesa cămeruța asta direct din ferma de iron. Deci, practic, o să pun o ușiță aici pentru a putea intra și acum o să trebuiască să fac o mică scară. Bun, acum că am făcut cămeruța, trebuie să fac cumva un sistem unde să se acumuleze tot carpetul, iar după ce s-a acumulat, să vină în niște furnesuri. Aici vreau să fie un perete de furnesuri. Acum o să fac câteva hopere și sper ca totul să fie bine. O să vreau în primul rând să pun un hopper aici, iar dacă eu îi dau drumul să văd dacă totul se va duce în acel cupăr, pe care apropo nu pot să-l deschid. Iar acum că am făcut doar câteva furnesuri pe care o să vreau să le pun aici, vreau să văd dacă o să intre carpet în furnesuri. Și este perfect. Iar acum că am terminat această mini topitorie, pentru că o să vreau să fac cu timpul și mai mare, o să pot acum să împrăjesc coulul meu. O, da. Acum, deoarece am terminat ferma de aer și topitoria, trebuie să ne apucăm de ferma de pepeni. Pentru început o să avem nevoie de un pepene. Nu de altceva, dar am zis că facem fermă de pepeni și noi nu avem pepeni. Chestia e că din câte am văzut încolo e o junglă, deci sper să fac cât mai repede posibil rost de pepene. Plus că o să vreau să merg puțin la minat pentru redstone, pentru că nu cred că o să ne ajungă 4 stack-uri de redstone. Și hai să vedem unde găsim un pepene. Ce papagal drăguț, dar nu-l vreau. Și se pare că tocmai am găsit pepeni. Hai să iau mai mulți dacă tot.
Cred că am luat aproape toată jungla la rând. Și tot ce am găsit a fost decât aproape 2 stack-uri de pepeni. Acum trebuie să fac rost de redstone. Alt spawner! Ok, hai să vedem ce e aici. E bine că e super aproape de casă, dar din păcate o să ne ajute decât ne integru ăsta. Bun, am salvat coordonatele și hai să începem să facem rost de redstone. Sper că avem un villager cu cărți. Alt spawner! Ok, un alt name tag, chiar îl vreau. Un golden apple. Efectiv m-am plimbat prin tot village-ul ăsta și n-am reușit să găsesc un bibliotecar. Deci mă duc să caut alt village. Ok, aparent mai e un village extrem de aproape de căsuța noastră. Doamne, nu-mi spune că nici village-ul ăsta n-are bibliotecar. Băieții mi-i urăsc norocul, mă duc să caut alt village. Ok, băieți, tocmai mai văd un village. Sper să aibă un bibliotecar. Ok, în sfârșit. Dar nu ne ajung 9 bookshelf-uri. Well, presupun că măcar am făcut rost de mâncare. Dar încă unul. Băieți, suntem salvați. Ok, să eu zic că mi-ajung toate bookshelf-urile astea. Hai înapoi acasă. Iar acum mai am nevoie doar de puțin sugarcane. Și hai să facem o carte. Și avem enchanting table-ul. O să-l pun momentan afară, chiar aici. Nu cred că nu ne încurcă cu ceva. Hai să vedem ce o să ne pice pentru prima dată pe pickaxe. Doamne, că mi-e și frică să văd ce mi-a picat. Și... am breaking 3, efficiency 4, fortune 3. Ok, chiar foarte bine. Acum hai să punem tot sandul acesta la prăjit. Și cred că o să fac ferma exact aici. Așa că pentru început o să vreau să aduc totul la același nivel. Ok, bun, am terminat de adus totul la același nivel, acum o să vreau să mă duc să dorm, iar apoi să ne apucăm să spargem redstone. Hai să vedem cât de mult redstone o să facem dintr-un stack. Ok, hai că am făcut câteva stack-uri bune. Acum o să încep să craftez tot ce avem nevoie și o să dureze ceva. O să vreau să punem undeva la vreo 5.000 de pepe. Cred că am stat undeva la vreo 20 de zile în Minecraft, doar ca să fac rost de toate resursele. Oricum... asta e tot dirtul de care am făcut rost doar pentru că am stat să minez pe aici. Asta e tot glesul de care am făcut rost și știu sigur că mai am puțin în topitorie. Și asta e partea care mi-a mâncat cel mai mult timp. Am stat să fac jumătate de chest cu observare și jumătate de chest cu pistoane. N-aveți idee cât de mult a durat. Dar totuși, pentru început, vreau mai întâi să fac conturul la fermă. Și asta ar trebui să fie ultima găleată. Cam asta ar fi forma pe care vreau să o dau fermei. Nu știu cât de eficientă va fi, dar sper să fie super ok. Tocmai am umplut un chest de dirt. Nu pot să cred că o să zic asta, dar o să avem nevoie de o sapă de diamant. Și te rog de 2 diamante, te rog de 2 diamante. 1. Bine, hai că trebuie să se revanșeze de data asta și să-mi dea 3. Tot 1. Ok, bine. O să mai iau niște fier de aici pentru că totuși o să am nevoie de câteva hopere. Momentan o să pun decât un hopper aici. Și hai să vedem cum facem să accesăm acel cufăr. Bun, perfect. O să mai fac rost de puțin lemn înainte să mă apuc de fermă. Faptul că am lăsat pomul ăla acolo netăiat complet mă doare. Și am mai schimbat puțin structura fermei. Dar oricum, haide să vedem cum facem. Deci în teorie o să trebuiască să plantăm pe aici pepeni. Acum o să trebuiască să punem pistoane exact în zonele astea. Iar observerele o să trebuiască să le pun cu fața spre pepene. Iar acum ca totul să meargă o să trebuiască să pun redstone în spatele la pistoane și câte un bloc în spatele la observere. Și acum trebuie să repet asta până când termin blocurile. Asta e un stack de pistoane și de observere. Și ăsta e un singur rând din fermă care a avut nevoie de cam 100 de observere și de pistoane. Tocmai am reușit să fac două straturi ale fermei. Singura problemă e că a început să se pună pepene pe lângă. Așa că o să vreau să dau un mic contur, ba chiar să o înconjor pe toate și să o fac frumoasă. Sunt deja în ziua 80. Sunt curios în ce zi o să fiu când o să termin. Asta este ultimul piston pe care trebuie să-l pun, iar astea sunt ultimele două observere, iar acum cu aceste două cobblestone-uri și cu acest glass am terminat
în sfârșit sperma de Pepe și am ajuns exact la ziua 100. Și da, poate nu pare extrem de mare, dar credeți-mă că e. Doar uitați-vă puțin câtă fermă e și uitați-vă puțin cum produce. Nu fac chesturile față, efectiv. Oricum, acestea au fost 100 de zile pe Minecraft Hardcore, unde am construit cea mai mare fermă de pepeni din Minecraft Hardcore. Sper că v-a plăcut și că ați apăsat pe butonul de like și de subscribe. Eu am fost Cristi și ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!